Centrul municipiului Câmpulung a fost ales recent pentru o secvență dintr-un viitor film de scurt metraj, iar mai mulți copii mușceleni au fost împreună cu echipa de producție în timpul filmărilor. Liniște și acțiune! Mă auzi? Ție ce-ți trebuie și fii cu Producătorul filmului este actorul Daniel Nuță, care a susținut, în mod real, îndeplinirea obiectivelor propuse pentru realizarea secvenței din scurtmetraj, împreună cu echipa care a avut o scurtă prezentare originală pentru telespectatorii Mușcel TV. Bună ziua, o să introduc eu echipa. Eu sunt Marin, am fost first-ul de azi, adică asistentul regizorului. Pe această cale, Teo, regizorul, Codruța Diopiu, directorul of photography, adică operator în românește, Ana și Igor, extraordinarii noștri actori. Eu îmi închei această misiune și las pe ei să vorbească pentru toți cei din Câmpul Lung și din județul Argeș. Hai că e bine. Două cuvinte, Ana și Igor, despre cum v-ați simțit acum în secvența pe care am filmat-o. A fost foarte rapid, a fost ok, lumea e foarte prietenoasă și copiii sunt foarte deschiși și drăguți. Toată lumea prietenoasă? Da, da. Și faza cu tataie, cum ți s-a părut? N-am văzut-o. Cineva care a văzut-o, Codruța. Da, eu n-am văzut-o, că eram cu camera pe copii, dar din ce am înțeles, a trecut un domn mai în vârstă pe stradă și a primit o minge în față de la... Pe această cale, în prime time, vrem să ne cerem scuze de la acel domn, să zicem că nu a fost intenționat și să-i mulțumim foarte mult pentru autenticitatea dată acestui film. Mulțumim. Super. Mulțumim. Bombă explozivă. Să zic că nu mai faci mișto. Nu facem nici mișto. Dar ce, n-a făcut mișto? Aveți grijă în mașină. Foarte minut la 6. Teo? Hai copiii la poziție. Am fost curioși să aflăm câteva aspecte și despre subiectul scurtmetrajului. Despre ce e vorba? Păi da, nu putem devoala totul, dar e vorba despre un cuplu care merg împreună la munte. El trebuie să cumpere mașini de la diversi oameni sâmsari. Și într-o seară, după un moment intim între ei, sarcina... ei, ea fiind însărcinată în luna 5-a, dispare într-un mod inexplicabil. Și au un parcurs în întregul film de 20-25 de minute în care încearcă să verifice cum și unde a dispărut sarcina și ce s-a întâmplat cu ea. Și mai departe lucrurile escaladează până într-o situație pe care o să o aflați dacă vă uitați la film. Filmul când? Aproximativ în toamnă, când o să fie lansat, sperăm, probabil în festivalurile de film. Teodor Ioniță, regizor, și Codruța Corocea, operator. DOP. Vă pup! Menționăm faptul că în echipă sunt de asemenea doi tineri cineaști mușceleni, Dragoș Duruian și Alin Duruian, regizorul unor filme apreciate și premiate de specialiști din cinematografie în cadrul unor festivaluri internaționale de film. Bună ziua, eu sunt Alin Duruian. Eu am venit în proiectul ăsta ca asistent de regie pentru Teodor. Eu sunt din zona de aici, sunt din Rucăr și mă bucur tare mult că colegi de mei și proiecte ajung în zona noastră. M-am bucurat foarte tare, am recomandat lui Teodor zona Dâmbovicioarei și după am conectat în film și Câmpul Lung. Se potrivește foarte bine ca cel mai apropiat oraș montan. Și
Mă bucur că am revenim aici și reușim să facem proiecte în zonă. Da, noi suntem studenți la UNATC, la regie de film, la master momentan. Mai avem încă un an în care o să mai facem filme, sperăm noi. Cel mai probabil o să mai apărăm în peisaj pe aici, pentru că de obicei temele noastre converg spre, spre zona asta rurală, provincială, montană. Am avut și pe la mare, am mai fost, adică încercăm să ieșim, să zic, din spațiul Bucureștiului, să oferim, practic, mă rog, nu doar pentru imagini, dar și pentru poveștile care sunt în zona asta. Daniel, care ne ajută pe partea de producție, el este și producător în paralel și face treabă foarte bună și chiar toate lucrurile de logistică, cât și de producție artistică sunt dirijate, să zic așa, de el și ne ajută foarte mult. Toți oamenii din echipă, cel mai important lucru ăsta e să ne putem înțelege la nivel personal, cred. Și asta, de asta ziceam că se creează echipe teoretic din facultate, multe care am înțeles că ajung și să lucreze în proiecte mari mai departe. Copiii au fost foarte organizați, imediat s-au pus pe poziții, au fost prompte, mereu au fost la timp cu tot. Vom reveni cu detalii la jurnalul Mușcel TV despre evoluția acestui subiect, dar până atunci le urăm succes realizatorilor, înțelepciune, viziune și inspirație, pe care suntem aproape siguri că o vom vedea nu doar la festivaluri de film și pe marile ecrane, ci inclusiv la Cinemaraton, televiziunea filmului românesc.